Un consiliu fără vot, dar cu speranțe pentru o procedură scrisă sau un consiliu extraordinar? Ceea ce e important e să înțelegem ce se discută astăzi în consiliu. Astăzi discutăm o evaluare, un barometru al spațiului Schengen. E un instrument care se folosește de mai mulți ani de zile și presupune discutarea aspectelor de progres sau de vulnerabilități ale spațiului Schengen între toate statele membre în Consiliul Jaide și cele care sunt în spațiul Schengen și cele care încă nu fac parte din spațiul Schengen. Deci astăzi nu se votează procesul de extindere a spațiului Schengen. Și evident, pe lângă acest subiect, mai dezbatem și altele, precum migrația, combaterea migrației ilegale și mai departe. Doamna Ylva Johansson a spus că va fi prezentat rezultatele evaluării făcute asupra Bulgariei, care a ieșit foarte bine. A spus încă o dată România și Bulgaria, citez, sunt foarte pregătite să adere. Suntem la final de an. La cine mai putem aștepta? Pentru că astăzi nu se va lua un vot. Da, e adevărat. Rezultatul evaluării în Bulgaria este pozitiv. Acum ceea ce urmează important este dialogul dintre guvernul olandez și parlamentul olandez. Abia după aceea vom putea ști care sunt pașii următori. Puteți explica dacă până la final de an sau în următoarele 10 zile, 2 săptămâni, ar putea să ia Parlamentul de la Haga o decizie? E timp suficient ca să se mai întâmple ceva anul acesta? Da, timp pentru ca Parlamentul de la Haga și guvernul olandez să ia o decizie există. Și după ce această decizie este luată, putem să vedem dacă facem pași procedurali în continuare, dar timp există. Domnule ministru, se discută destul de intens în ultimele zile despre o posibilitate de a scădea profilul acestei lărgiri printr-o trecere, prin Coreper la nivel de ambasador și ulterior adoptarea ca puncta în ultimul consiliu al anului ministerial. Am văzut, se fac tot felul de speculații, scenarii, nu vreau să le comentez. Tot ce pot să vă confirm factual este că au loc discuții intense. Sunt în permanent contact cu domnul ministru Carner și dânsul aici la declarații. Am avut chiar și aseară o întrevedere cu dânsul, o discuție foarte bună. Încă din 23 august, de când ne-am întâlnit și am resetat, dacă vreți, dialogul dintre ministerele noastre, am purtat permanent acest dialog. El e intens. Am discutat în nenumărate rânduri și la Viena, și aici la Bruxelles, și oficial, și informal. Acesta e canalul principal de discuții, discutăm și cu mediul de afaceri. Cum spuneam, discuțiile sunt intense și sunt foarte bune. N-am păstrat dialogul strict la nivel de minister, am extins acest dialog. Schengen, extinderea spațiului Schengen e un subiect de interes pentru cetățenii români, pentru companiile românești, dar în același timp și pentru mediul de afaceri austriac prezent în România și pentru mediul de afaceri din alte țări prezente în România, pentru partenerii noștri externi. Există foarte multe interese economice la mijloc. Toate aceste lucruri sunt avute în vedere și mai departe sunt convins că vom găsi acest spațiu pe care l-am amenajat pentru discuții diplomatice. Domnul Carner este în directă legătură cu domnul Nehammer, la rândul meu informez pe președinte, prim-ministru, discut cu ministrul de externe, deci se lucrează pe acest canal diplomatic. Încă două chestiuni scurte, domnule ministru. Dacă Austria ia în calcul scenariul abținerii sau acesta este un scenariu la care nu ne putem gândi? Uitați, în acest moment este prematur să fac speculații și ba chiar aș putea să spun că orice speculație ar dăuna discuțiilor. Tot ce pot să vă spun este că lucrăm pe acest canal Ministerul de Interne Român, Ministerul de Interne Austriac, dar în legătură și cu alți decidenți politici. Și ne spuneți dacă va fi o sesiune extraordinară. Foarte multă lume vorbește despre asta. Va fi o sesiune pe pactul de migrație. Deci, cum v-am spus, există timpul necesar pentru continuarea discuțiilor și luarea deciziilor și există și formatele diplomatice și instituționale necesare pentru a organiza aceste decizii. Dar care dintre ele e o speculație în acest moment și n-aș vrea să continui această speculație. Eu mi-am propus, când am început aceste discuții, să fiu concentrat și să fiu realist, știu, atent la detalii și să gândim mereu constructiv. Nu vreau să fac speculații, n-am făcut-o nici când am discutat cu MCV-ul și anul trecut, tot în ultima clipă, în decembrie, dacă vă aduceți aminte, s-au concretizat discuții care au avut loc ani de zile înainte. Mai ieșiți, ne mai spuneți mai acolo discuție, nu, dar cred că măcar informal așa. Vedem, văzând și făcând, bine, dar nu e o miză. Sorry? What I can say that we have very good discussions with our Austrian colleagues. The climate is very good. I have very good dialogue with my colleague, Mr. Carner, and we are looking forward. Thank you.